Bicicletele municipale au început să fie readuse la stațiile de andocare la începutul săptămânii. Deocamdată rămân andocate și vor fi deblocate joi după ce consilierii locali vor valida modificarea și completarea regulamentului de utilizare a sistemului de închiriere a bicicletelor Velocity Buzău. Printre noutățile din regulament se remarcă și un articol care prevede aplicarea unei taxe de 100 de lei celor care lasă bicicleta mai departe de 15 metri de orice stație de andocare. De asemenea, utilizatorul este obligat ca în momentul returnării să semnaleze orice defecțiune în cadrul aplicației mobile. În caz contrar, poate fi obligat să achite costurile reparației. În regulamentul modificat sunt prevăzute și abaterile simple, majore și grave, pentru care utilizatorul poate fi obligat să achite sume cuprinse între 100 și 500 de lei. Ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal va avea loc joi la ora 11 și va fi transmisă în direct.